care nu cunosc și ne cunoaștem și așa cum s-a stabilit, suntem frați de suflet sau sigur că este tizul meu și eu tiza domniei sale. Îl felicit din toată inima pentru că e o expoziție generoasă și vreau să spun că dacă ne referim la colecționar, colecționarii sunt persoane de profesii diferite, dar iată că fiecare s-a îndreptat către un anume domeniu, pentru că sunt și medici, sunt și profesori și sigur că de diferite profesii au colecționat și deja se știe, colecții colecționari este un titlu care rămâne peste timp, pentru că tot ceea ce dumnealor au colecționat vor fi documentele viitoare și care rămân pe diferite domenii, pe etnografie, pe numismatică, pe insignografie, filatelie, cartofilie și sigur că iată cu efortul, dar în același timp eforturile nu sunt în zadar. Expoziția unde noi suntem astăzi e o expoziție de excepție. Atât de bogată, chiar într-adevăr n-am mai văzut, probabil că încă mai are pe lângă ceea ce avem aici, așa că ar trebui să găsească și o clădire și chiar să deschidă, așa cum a spus colega mea, un muzeu. Îl felicit, la mulți ani și toate cele bune!